Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Exclusiv. Sunt Amelia Vulcu, invitat astăzi în studio, comisarul Cosmin Ciosan de la Serviciul Rutier Brașov. Bine ați venit! Săruma, bine v-am găsit! Bine ați venit, domnul Ciosanu, cu multe grade, dar nu grade din acelea. Da, niciun șofer nu-și dorește să fie oprit în trafic și să fie vorba despre acele grade. Iată cum e să fii șofer la 36-38 de grade în termometri. După părerea noastră, e destul de greu să poți să conduci mașina în condiții optime, în astfel de condiții meteo. Dar așa cum trebuie să ne obișnuim pe timp de iarnă să conducem pe frig, așa trebuie să fim adaptați și pe timp de vară și în astfel de condiții meteo oarecum extreme, să putem să conducem în condiții de siguranță. Aveți situații în care trebuie să interveniți, nu știu, că spuneați înainte de a începe discuția în direct, sunt afecțiuni medicale, dar care nu interzic, dacă e să spunem așa la lege, da? Dreptul Sigur. De a conduce, nu-l interzic, dar, într-o astfel de situație, cu astfel de condiții meteo, pot Sigur că probleme. Da, sunt afecțiuni cardiovasculare cu care multe persoane se confruntă după o anumită vârstă. Mulți conducători auto, că pentru pe noi această categorie de persoane ne interesează. Într-adevăr, în astfel de condiții meteo cu temperaturi de peste 30 de grade, în interiorul autovehiculor care și nu toate sunt dotate cu sisteme de climatizare, poate chiar mai mult decât atât, cei afectați sau cei care se cunosc cu astfel de afecțiuni cardiovasculare, pentru că cei cu afecțiuni neurologice, mare parte din ei sunt incompatibili cu calitatea de conducător auto și atunci permisele sunt retrase de către noi, le recomandăm să evite să conducă în aceste condiții în intervalul ora 10-18 când soarele este foarte puternic. Mai mult decât atât, această categorie de persoană și în general cei vârstnici trebuie să aibă în vedere faptul că ca și conducător auto se expun atât pe ei înșiși cât și celelalte persoane, pentru că în cazul unui accident vascular la volan, cei aflați în mașină sau pietoni care sunt pe trotuar și așa mai departe, stații de autobuz, în cazul unui accident vascular la o astfel de persoană, consecințele pot fi tragice. Spre deosebire de situația când ești pieton și mergi pe stradă și, Doamne ferește, nu e de dorit nici acea situație, dar dacă se întâmplă ceva, se întâmplă doar ție și nu se întâmplă și altor persoane. Practic, pe lângă aceste precizări, spuneam și înainte de a începe emisiunea, parcă așa la miezul zilei, după miezul zilei, până spre la 16, nu mai sunt atât de multe Sigur, mașini pe Am observat și la nivelul poliției rutiere, în deosebit în municipiul Brașov, valorile de trafic, spre deosebire de altă perioadă a anului, fără astfel de condiții meteo, sunt mai scăzute. Deci, iată, adică oamenii conștientizează faptul că e mai bine să rămână sigur în case. Da, evită pe cât posibil, atât cât se poate, pentru că sunt anumite, eu știu, locuri de muncă sau instituții care necesită unde în mod obligatoriu altă variantă, da. Condusul de autovehicule, dar cei care pot evita această situație o evită și acest lucru se vede în trafic, în traficul de pe raza municipiului Brașov, mai ales la orele de vârf. Acum este și vacanță, într-adevăr, dar la orele de vârf, în special după amiaza, traficul este oarecum sub valorile cu care ne-am obișnuit în alte perioade ale anului. Starea tehnică a mașinii. Starea tehnică a mașinii contează foarte mult, așa cum contează iarna, contează și vara, și dotarea mașinii contează aproape în aceeași măsură și în timpul verii, ca și în perioada sezonului rece, în sensul că înainte de plecare la drum, conducătorul auto trebuie să verifice buna funcționare a sistemelor de climatizare în primul rând, pentru că în zilele noastre majoritatea autovehiculelor sunt echipate cu astfel de sisteme. Trebuie să le verifice, trebuie să evite pe cât posibil să expună autovehiculul la razele soarelui atât timp cât este staționat, în sensul că se va evita staționarea la soare, mai ales atunci când transportăm persoane în vârstă sau copii, pentru că sunt cei mai ușor afectați, sunt o categorie de persoane vulnerabile. Dar ce facem pe DN1, domnul Ciosanu? Unde să mă duc eu pe DN1 să caut sâmbăta sau vinerea umbra dacă stau în coloană câte 3-4 ore? Unde să mă duc? Nu știu, găsiți umbră și pe DN1, că sunt parcări amenajate. Așa, pune mașinile până la predeal, sunt destul de multe parcări. Într-adevăr, în perioada weekendului sunt cam ocupate de cei care... La ce vă așteptați pentru azi? Păi nu, ne așteptăm ca în fiecare weekend, valorile de trafic pe DN1, în special duminica sau la sfârșitul mini-vacanțelor, pentru că atunci se întâmplă cel mai mult, să
fie aglomerat, traficul sau valorile de trafic sunt mult superioare capacității de absorbție a drumului național 1, cu o bandă pe sens, așa cum îl cunoaștem, și atunci inevitabil se produce această aglomerație. Noi, ca și poliție rutieră la nivel județean, luăm măsurile cu care suntem investiți, în sensul că recomandăm în prima fază conducătorilor auto alegerea unor rute alternative, care sunt DN1A, cum îl cunoaștem, și DN73 prin Pitești. Cei care nu doresc pot să își continue deplasarea pe DN1. Și să stea frumos la dar rând, respectând distanța față de mașina care circulă în față. Am zis bine? Sigur că da. Trebuie să și să se înarmeze cu răbdare. Cu răbdare, pentru că o oră și jumătate de regulă se face în plus, să-și ia în calcul această marjă de timp. Practic, altă variantă nu există. Acum, vorbiți de cozi pe șosele. Vorbesc personal. Pe mine m-a ferit Dumnezeu, să spun așa, se circulă bine până la Cristian, cu excepția ultimelor două săptămâni sunt lucrări. Sigur, trebuie să impun îmbunătățire acolo. Ce ar fi de spus pentru că... Ar fi de spus faptul că drumul național 73 din municipiul Brașov până la limită cu județul Argeș și continuă și în județul Argeș, intră sau a intrat, de fapt, într-un program de reabilitare, un program care se va întinde pe durata, nu știu să vă spun sigur, dar mai mult de un an jumate, aproape doi, poate chiar și mai mult. Recomandăm conducătorilor auto care fac această rută poate zilnic sau cei care sunt în tranzit și circulă ocazional, să respecte indicațiile polițiștilor rutieri, pentru că o să se întâlnească de multe ori pe acest tronson de drum. Sunt și semafoare, semnificația semafoarelor care reglează oarecum circulația în acele zone, în sensul că se circulă alternativ pe câte un sens. Trebuie făcute și aceste lucrări, pentru că drumul național 73 tot timpul a reprezentat tot timpul a prezentat probleme din punct de vedere al stratului și al siguranței, în primul rând. Păi da, implicit, pentru că... Și trebuie să fim conștienți de chestia asta. Le cereți așadar șoferilor să avem răbdare, da? Să avem puțin răbdare, pentru că peste când se vor finaliza... Atunci va fi bine și frumos, de gândim așa, nu? Se va circula în regulă, sigur că da. Vor fi semnalizate, vor fi marcate așa cum trebuie, elementele de siguranță rutieră vor fi amplasate conform standardelor și atunci implicit vom evita și accidentele rutiere și toată lumea va fi bine. Ați pronunțat accidente rutiere. Cum stă Brașovul comparativ cu anul trecut? Suntem la final de iunie, da, o jumătate să, de an. Vreau, așa cum am anul trecut când am mai participat la emisiuni similare, cu regret am punctat faptul că exista o oarecare creștere raportată la perioada anului anterior. În 2017, în primele 6 luni, da, înregistrăm o scădere considerabilă la toți cei trei indicatori care, după care este evaluată până la urmă activitatea poliției rutiere, și anume numărul de accidente, numărul persoanelor decedate din accidente și numărul persoanelor rănite grav, în sensul că la numărul de accidente și la numărul persoanelor decedate e o scădere de 24%, ceea ce este din totalul, adică de 39. 2016, adică, primele 6 luni, câte accidente cu, deci, au fost persoane decedate? În anul 2017 sunt 119 accidente și 10 persoane decedate. Da. Comparativ cu 2016, când au fost 34 de persoane decedate în aceeași perioadă a anului. Deci e o scădere sub jumătate, sub o treime, de fapt. Este îmbucurătoare și... Au fost șoferii disciplinați sau mai disciplinați? Păi, cred că da, și măsurile pe care noi le-am întreprins au fost, eu știu... Adică a dat mai multe amenzi, nu? Pentru că știți cum e, am mai spus de nenumărate ori, omul de măsura coercitivă... Da, măsura coercitivă este, într-adevăr... Era dar un cascadă, domnul Josan, ce să mai, că viteza este cea care duce la... Viteza este principala cauză, sigur, pentru că s-a acționat pe principalele trei cauze. Analiza și statisticile și modul de acțiune al poliției rutiere se raportează la principalele trei cauze în fiecare an. Se analizează toate cauzele care generează accidente, se evidențiază primele trei, care la noi în ultimii ani, 2-3 ani, au fost prima viteză, a doua neacordare de prioritate la trecere pentru pietoni și a treia traversările neregulamentare ale pietonilor, și s-au desfășurat activități în consecință cu preponderență pe aceste trei cauze și iată că rezultatele se văd. Am observat așa, studiind comunicatele de presă pe care le primim de la Inspectoratul Județean de Poliție din Brașov, sunt acolo mai multe amenzi, aș spune, față de anii trecuți, amenzi în cazul pietonilor.
Da, sunt sunt mai multe sancțiuni aplicate pietonilor, multe dintre ele amenzi, dar să știți că sunt și multe avertismente, pentru că de cele mai multe ori pietonii, majoritatea sunt persoane mai în vârstă sau traversează prin locuri nepermise datorită faptului că n-au în apropiere sau n-au chiar așa de dese trecerile pentru pietoni pe o anumită stradă. Și atunci sancțiunile sunt și cu avertisment. Creșterea este semnificativă, bineînțeles, la numărul de sancțiuni aplicate pietonilor, pentru că, după cum spuneam, reprezintă una dintre principale trei cauze generatoare de accidente. Nu v-am spus. Și nimănui nu-i convine să scoată bani pe amenzi, să fim serioși. Nu, dar trebuie să intrăm într-o oarecare, eu știu, climat de respectare a legislației rutiere pe atât cât se poate, pentru că nu se poate dintr-o dată ca toată lumea să respecte regulile, dar se pare că trendul este ok. Având adică în vedere înțelege ce despre vă spun ce este după vorba, 6 luni de zile că poliția statistice. Nu stă nimeni la pândă să se amendeze. Într-adevăr, acționăm cu radarele la capacitate maximă, pentru că viteza reprezintă principala cauză și pe viteză și pe pe viteză de regulă se va acționa cu efective mărite, în special la sfârșit de săptămână și așa mai departe pe toate tronsoarele de drum și atât timp cât capacitatea aparatelor radar este... Aveți aparate radar? Aveți acele sunt pistoale aparate cu radar, ghilimelele da, de rigoare? Este și acel trucam aparatul tip pistol care are toate foarte bune, în sensul că de regulă se lucrează cu el în afara aglomerilor urbane, adică pe drumurile naționale sau pe centura ocolitoare a municipiului Brașov și așa mai departe, unde se rețin foarte, foarte multe permise. Adică mulți conducători auto conduc cu peste 50 de km la oră, peste limita legală, ceea ce este o viteză foarte mare și care poate genera consecințe deosebit de grave. Sunt șoferi care și-asumă amenziile. Ei, asta este, am bani, mă prinde, plătesc, la revedere. Majoritatea șoferilor, să știți că și le asumă și au o atitudine foarte corectă referitor la constatarea faptei și la... Nu, mă referam la intenția. Ei, asta este. Circul cu peste 50 de kilometri peste viteza maximă. Păi da, da, înseamnă maximă. Și 90 de zile plătesc de și la revedere. Păi plătesc amenda, dar trebuie să suport și o suspendare a exercitării dreptului de a conduce pentru 90 de zile și acolo e mai dureros. Nu chiar așa. Dar, repet, majoritatea acceptă situația, sunt puține cazuri și sunt excepții când conducătorii auto au o atitudine refractară față de acțiunea polițistului, intră în anumite polemici, dialog neprincipial și neconform cu niciun fel de lege și atunci implicit sancțiunea polițistului este pe măsură, că m-ați întrebat înainte de emisiune și da. O să când decide eu, polițistul, asta întrebam doamnelor, facem... domnilor, înainte de a intra în direct, atunci când un agent de la poliția rutieră sau un ofițer, mă rog, cine efectuează controlul, are două variante, fie avertismentul, fie sancțiunea cu amendă, ce alege? Și care sunt criteriile? Păi alege în funcție de situația creată. Legea prevede, într-adevăr, pentru majoritatea sancțiunilor, acum trebuie să avem în vedere că unele sancțiuni prevăd și o măsură complementară. Reținerea permisului de conducere este o măsură, sau suspendarea exercitării dreptului de a conduce. Aceasta este măsura complementară pe o lună, două sau trei luni. Atunci când legea prevede o măsură complementară, este... E logic, nu ne luăm după logică, dar da, nu mai are da. Înțeles faptul că îi dăm avertisment, dar îi aplicăm o măsură complementară. Nu prea se întâlnesc, adică nu se întâlnesc deloc astfel de situații, dar situația în care nu este prevăzută măsură complementară, se poate aplica și avertismentul. Acum, domnul Josan, nu vă spun faptul că în urmă cu două sau trei zile, nu mai știu exact, am avut o știre pe care am postat-o pe site-ul brasovtv.com și am avut un comentariu la o știre în care se preciza un număr mare de amenzi care au fost aplicate de către agenții poliției rutiere la nivel național. Și există acolo un comentariu, cine poate să-l găsească pe brasovtv.com, era o întrebare retorică și au făcut norma așadar. Mai există această chestiune, adică polițistul stați un pic, am varianta avertismentului, da, am varianta amenzii. Da, conform legii. Domnul care a scris comentariul respectiv este convins că orice polițist, că de-aia și întrebat omul, este convins că orice polițist îți dă mai degrabă o amendă ca să se strângă bani la buget. Deci poliția nu are nicio legătură cu câți bani se strâng la buget. Lămuriți-l că sigur... Nu, chiar se va lămuri după ce ofer aceste explicații. Noi nu avem niciun fel de statistică sau niciun fel de atribuție legată de câți bani se strâng și așa mai departe. Scopul nostru principal este să combatem
accidentele rutiere și sub cauzele care conduc la producerea accidentelor rutiere. Și acestea pot fi combătute prin sancțiuni. Sancțiunea poate fi și amendă și avertisment. Deci, bine, nu... acum, dacă te prind băut la volan, nu o să-ți dau avertisment. Sigur, pentru că prevede măsură complementară, deci, exact ce spuneam. Deci nu... Eu rețin permisul de conducere, nu e logic, nu e conform legii să-i dau avertisment, adică se bat cap în cap. Dar atât timp cât legea nu prevede măsuri complementare și atitudinea polițistului este una corectă de recunoaștere a faptei. Și a șoferului, nu a polițistului. A șoferului, așa. Mă scuzați. Sunt anumiți factori care pot, adică circumstanțe atenuante, care pot conduce la aplicarea unui avertisment de către polițist fără niciun fel de problemă. Și așa, dar, doamnă, mulți conducători auto care... Domnul Gheorghiu ne garantează că polițiștii nu sunt rău intenționați și nu vor să... Sigur că da, nu vă gândiți și vă explic și repet de fiecare dată când vin la emisiunea noastră. Păi v-am dat exemplu, comentariul că... este, domnul Gheorghiu, pot să probez, da? Este pe Facebook. Dar nu contest. Eu l-am citit, eu l-am văzut. Nu contest. Deci oamenii încă au această mentalitate. Păi, de asta vă întreb. Lămuriți-i. Sunt opinii și nu care să-i lămuriți, trebuie... să-i argumentați. Opiniile oamenilor afirmații trebuie ascultate și dacă pot fi combătute, le combatem. Dacă nu, le însușim și mergem mai departe. Dar aici este o situație care nu are, nu își regăsește, eu știu, nu aplicabilitate. Nu este o situație care este conformă cu ce se întâmplă în... Bun, aparate radar aveți, să depășim momentul acesta, aparate avem, radar aveți, dar polițiști aveți, dată. Pentru că știm, a fost valul acela de pensionări, au mai venit, s-au mai angajat, dar câți au plecat, atâți au venit, deci tot acolo la deficit de personal vă... Da, a fost în ultimul an, un an jumătate, au fost din rândul polițiștilor rutieri, s-a pensionat o mare parte, însă s-au făcut încadrări și au venit colegi noi, care după efectuarea stagiului de pregătire o să îi vedeți, mulți dintre ei deja acționează pe străzile și pe drumurile naționale. Sunt din județ. Nou-nouți, așa să zicem. Da, sunt polițiști rutieri bine pregătiți pentru că au fost școliți pentru această activitate și sperăm ca aportul lor să se vadă în cel mai scurt timp. Domnul Gheorghiu, nu sunteți șoricel de birou, nu? Sunteți polițiști care acționează și în stradă în momentul acesta. De ce acțiune vă amintiți? Care a lăsat așa undeva o amintire? Acțiunea poliției rutiere? A dumneavoastră personală. Nu știu, un accident deosebit. Păi, ce vă vine în minte în momentul acesta? Dați-mi un exemplu. Nu știu, am intervenit la o cisternă, nu știu, dau un exemplu ai vrea. Sunt multe, vă spun două, trei în care, haide să vă, un accident pe care, la care am efectuat cercetarea la fața locului, nu mai știu, înainte de, în jurul anului 2010, pe drumul dinspre Teliu, spre Dobârlău, am fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier mortal. Am ajuns la fața locului. Cert este că nu am găsit decât o cisternă răsturnată și șoferul în picioare lângă cisternă și întrebam unde este victima, pentru că nu o găseam. Ideea este că era un biciclist care s-a angajat în depășirea acestei cisterne și cisterna s-a răsturnat peste el. Oh. A fost un impact, eu știu, sau o situație greu de reprodus și de explicat, dar își lasă amprenta asupra psihicului oricărei persoane până la urmă. Se regăsea bineînțeles sub cisternă și a fost scos după câteva ore când s-a reușit repunerea cisternei pe roți. Sunt multe astfel de evenimente care își lasă amprenta pe activitate și pe psihic, până la urmă, al unui polițist în astfel de situații. Și nu numai asupra poliției rutiere, ci a polițiștilor în general, pentru că fiecare ramură a poliției se întâlnește cu situații care... Mai puțin... De obicei sunt, adică majoritatea situațiilor sunt mai puțin comune, da. Ce faceți, domnul Gheorghiu, când mergeți acasă? Lăsați toate aceste trăiri la ușă, aveți doi copii? Sigur, încerc să le las, normal, că dacă nu le-am lăsat. Încercați și reușiți? Da, da, de cele mai multe ori reușesc, să știți, încerc să le las deoparte. Mai sunt, mai păstrăm legătură la telefon cu colegii care sunt de serviciu, mai sunt. Acum, la nivelul poliției rutiere, se efectuează foarte, foarte multe statistici. Și atunci aceste statistici trebuie, cum să vă spun, le perpetuăm de la unul la celălalt ca să fie asigurat o continuitate. Și? Și, na, și de acasă mai intervenim, am spus, telefonic, nu ca să o aducem și să fie situațiile clare și corecte, pentru că dacă sunt greșite, apoi... Ați fost...
ani în șir purtător de cuvânt al poliției rutiere. Acum acest post nu mai există. Da, nu că nu mai există. Vă amintiți de perioada aceea? Sigur că mi-amintesc, cum să mi-amintesc. V-a plăcut? Da, mi-a plăcut. Cât de plăcut era să vă sune presa la ora 21, păi, la ora 22? Era plăcut sau neplăcut, dar nici foarte comod nu era. Păi de asta v-am și întrebat. A fost o linie de muncă pe care am primit-o și pe care eu cred că, sau de care am răspuns cu succes. N-au fost probleme, am răspuns la toate solicitările care mi-au fost adresate. N-am zis că nu, însă, de regulă, polițiștii și nu numai dumneavoastră și reprezentanții altor instituții, să știți, preferă să evite această poziție. Eu vă spun din experiența a 20 de ani de presă. Decât să fii purtător de cuvânt, mai bine nu. Nu este o poziție foarte, foarte comodă din punct de vedere al faptului că trebuie să fie actualizat și în permanență la curent cu tot ce se întâmplă în tot județul. Din aproape vedere, în acel moment, nu? Ca să spun așa, pentru că știți cum vin acele ponturi. Ceea ce este destul de greu, pentru că informația de multe ori nu circulă așa cum ar trebui și nu ajunge la persoanele care ar trebui să ajungă în cel mai scurt timp și în forma reală, așa cum trebuie redată mai departe. Și aici pot apărea probleme. Mașini suficiente aveți, domnul Josan, nu noastră personal? Sunt mașini la poliția rutieră. Au fost primite și aceste Volkswagen Polo în cursul anului trecut, am impresia, da, anul trecut l-am început. Nu este un capitol care ne încurcă sau ne face să fim mai puțini activi din punct de vedere al muncii. În schimb, oamenii, dacă ar fi puțin mai mulți, ca să putem asigura toate tronsoanele de drum național și în municipiul Brașov să vedem polițiști aproape la orice oră, în două, trei locuri din oraș că acționează, atunci apreciem că ar fi o situație care ar putea conduce la scăderea numărului de accidente, pentru că este un obiectiv asumat la nivelul Uniunii Europene, ca până în anul 2020, din 2010 până în 2020, numărul persoanelor decedate în accidente rutiere să scadă la jumătate. Și sperăm să le îndeplinim. Da, și eu sper același lucru, să aveți cât mai puține intervenții, că zero în situația aceasta nu cred că se poate. Vă mulțumesc pentru toate aceste detalii, vă doresc succes și să aplicați cât mai multe avertismente și cât mai puține. Și eu vă mulțumesc și o vară cât mai liniștită, fără evenimente pentru toată lumea. Să nu vă întâlniți cu poliția rutieră eventual doar când solicitați anumite informații sau nu în alte în astfel de situații, pentru că nu cred că cineva poate fi oprit în județul Brașov decât în situația în care încalcă o normă rutieră sau se efectuează acele activități gen filtru în care se opresc șoferii toate mașinile care circulă în acea zonă în cadrul acțiunilor organizate. Vă mulțumesc încă o dată. Mulțumesc și eu, toate cele bune. Încheiem aici, doamnelor și domnilor, ediția de astăzi. Sunt Amelia Vulcu, ne revedem joia viitoare. Până atunci, numai bine!